Vasluienii care nu au făcut eforturi să achite cel puțin o factură pentru agentul termic din această iarnă vor fi debranșați. Dacă restanțierii ar mai fi iertați, societatea ar aduna prea multe debite și nu ar reuși să-și mai desfășoare activitatea. Cei care și-au avut plătit, au avut intenția, au plătit o parte, un leu dacă a plătit, l-am înțeles, domnule, nu are posibilități la această lună, îi facem reeșalonare. Am transmis somații, odată cu facturile și am invitat pe cei care nu, i-am invitat la sediul societății să discutăm cu ei, să vedem care sunt cauzele de n-au putut să plătească, n-au avut confort, n-au avut posibilitatea să plătească, îi eșalonăm pe perioada următoare, deci cu acei care nu au trecut deloc pe la caseria societății, intenționăm să luăm măsurile. Ionel Popa, directorul societății comerciale Termprod, spune că această măsură ar fi trebuit luată de mult. Temperaturile foarte scăzute din ultima perioadă au determinat însă întârzierea acestei măsuri ca o formă de protecție pentru ca nimeni să nu rămână în frig în plină iarnă. Ceilalți care și-au făcut dosare pentru ajutoarele de încălzire, deci o parte din așa, au venit, au un minim de plată, nu vom face niciun fel de demers. Sunt și oameni care au trecut, au avut bună credință și au plătit, dar pe aceeași scară sunt și oameni care au zero. Și atunci este o problemă, cred că am să apelez la acele liste ale rușinii care așa și o să le fac publice. Peste 100 de abonați sunt pasibili să rămână fără căldură în apartamente. Conducerea societății vrea astfel ca toți beneficiarii de energie termică să ajungă cu plata la zi a datoriilor, astfel încât să nu se înregistreze debite imense, așa cum s-a întâmplat în cazul societății Termica.